Creșa care funcționează în cadrul grădiniței cu program prelungit numărul 1 din Râmnicu Vâlcea a fost închisă de primărie la recomandarea Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, după ce 4 angajați au fost confirmați pozitiv cu virusul COVID-19 la începutul lunii martie. Ulterior au fost testați pozitiv și 7 copii. Până în acest moment, la creșa din Ostroveni avem deja 11 cazuri. Avem 4 cazuri în cadrul personalului și 7 copii. Pacientul 0 a fost unul dintre un membru al personalului. Ca urmare, în baza și a avizului DSP, s-a luat decizia suspendării activității respectivei grupe mici în perioada 2-15 martie. De asemenea, urmată de o dezinfecție a spațiilor folosite de această grupă. Suspendare activității și la grupa mare a acestei creșe. La nivelul întregului județ sunt active numai puțin de 22 de focare de SARS-CoV-2, iar peste 200 de vâlceni primesc acum îngrijiri medicale în spitalele suport COVID. În acest moment pot să vă spun că în județ mai sunt 22 de focare. Avem și în unități de învățământ, avem și în instituții publice, avem și într-o unitate sanitară. Cea mai mare rată de infectare, de 7,33 de cazuri la 1000 de locuitori, se înregistrează în comuna Drăgoiești. Aici există un focar cu 13 cazuri de coronavirus la Spitalul de Psihiatrie. Un alt focar cu 4 cazuri se înregistrează la ATI, la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea. De la începutul pandemiei și până în prezent, în Vâlcea au fost confirmate 12.418 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și s-au înregistrat 229 de decese.